Bună tuturor! Astăzi am să fac o citire specială pentru dragoste trecut, prezent, viitor. Este o etalare doar pentru dragoste cu un oracol al dragostei, un oracol romantic, pentru a vedea trecutul, prezentul și viitorul în dragoste. Poate că vreți să știți la ce v-ați putea aștepta în viitor sau poate vreți să știți anumite lucruri din trecut sau care sunt în prezent, dacă vor fi, dacă vor evolua lucrurile cum vă doriți voi, să vedem ce se întâmplă. Deci trecut, prezent, viitor pentru dragoste. Ce a fost, ce este și ce poate fi în dragoste, în relația cu persoana iubită sau apare poate o altă relație. Să vedem ce se întâmplă, ce viitor aveți în dragoste. Ce a fost, ce este și ce poate fi în viitor în dragoste. O etalare așadar în trei variante. Vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei inimioare. Fiecare inimioară reprezintă o variantă. Inimioara verde pentru prima variantă, roșie pentru a doua, roz pentru a treia. Am să încep pentru prima variantă. Dacă ați ales deja inimioara, varianta, nu trebuie să vă grăbiți când vă alegeți varianta, puteți opri videoul și vă gândiți, vă alegeți varianta și apoi dați mai departe videoul să meargă ca să vedeți ce reprezintă, ce dezvăluie la etalarea aleasă. La voi se grăbește un drum, o veste, ceva, o prietenie poate, da. O prietenie, dar totuși e încumpă în această prietenie, în dragoste. Voi aveți ori o singurătate, ori un ghinion, ceva, să vedem. Trecut, prezent, viitor. Prima variantă. Haideți să vedem. La trecut, voi poate ați avut o soartă, destin la drum, casă, căsătorie, da? Cerere în căsătorie aici, poate cu un bărbat. Ați avut de ales poate între doi bărbați sau ați avut chiar doi bărbați. Poate unele dintre voi ați avut chiar doi bărbați. Sau ați avut o cerere în căsătorie, o hotărâre de luat pentru căsătorie. La trecut, în dragoste, vă văd aici cu dragoste undeva la drum. Cu veste, cu o prietenie, cu căsătorie, cu dar, moștenire, care poate, unele poate dintre voi ați rămas și cu moștenire. Altele poate fi vorba că ați oscilat între doi bărbați, bărbat din zodie de aer, bărbat din zodie de foc, văd aici hotărârile pe care le-ați avut voi de luat pentru acești bărbați, pentru căsnicia cu acești bărbați. Sau ați avut de ales. Deci a trebuit să vă hotărâți, ați primit cerere în căsătorie și ați luat o hotărâre, poate. Poate și acest lucru, să vă mutați la drum, să vă mutați cu partenerul la drum, să plecați în călătorie cu partenerul în viață, să zic așa, poate cineva din zodie de aer sau din zodie de foc, poate fi. Deci la trecut pare că ați avut căsătorie, propuneri în căsătorie, dar de bani, căsătorie cu cineva bogat, poate soarta voastră a fost să vă căsătoriți cu cineva bogat, să aveți cu cineva reușită realizare. Dar a avut totuși o neliniște, ceva, un ghinion, nu știu ce să zic, o să vedem despre ce e vorba. Ați avut dragoste și cu cineva dintr-o zodie de apă sau ați avut copil, sarcină, poate. Poate la unele dintre voi a venit mai devreme de căsătorie sarcina, să zic așa. Văd că ați avut multe oferte de căsătorie, de dragoste. Văd că ați avut multe persoane care v-au iubit foarte mult. Ați fost foarte iubită, mai ales ca femeie. Iar ca bărbat, poate că ați avut mulți prieteni. Foarte mulți prieteni, da? Deci foarte mulți propunere în căsătorie și din partea cuiva sau ați avut căsătoria chiar cu cineva dintr-o zodie de apă. Poate să fie și acest lucru, dar ați avut totuși o cumpănă în casă, poate tot din cauza unui copil sau o sarcină, o neliniște și împăcare și supărare, să zic așa, o văduvie, ați avut poate o boală sau cineva v-a adus ghinion, cineva vi s-a schimbat poate soarta, destinul și din cauza unui deces, unui doliu sau unui divorț, poate că a trebuit să divorțați, posibil și acest lucru. Vă văd aici ca persoană din zodie de foc, ați avut o dragoste cu un bărbat, ca femeie, cu un bărbat dintr-o zodie de foc,
O dragoste care a fost cu tristețe totuși, sau ați avut și o singurătate, ați rămas singură, poate ați rămas singură în dragoste, ați rămas singură, poate divorțate, văduve și ați rămas, ați decis să rămâne singură. Vă țineți dragostea singură, ca și ca bărbat, sau sunteți într-o relație la ora actuală chiar cu cineva, cu altcineva dintr-o zodie de foc. Sunteți zodii de foc și voi și cealaltă persoană. Pare așa, sau poate fi că cineva totuși din zodie de foc, care a trecut printr-un doliu, printr-o despărțire, vă poate oferi o dragoste, vă face o propunere în căsătorie. Poate să fie cineva de la drum, pe care îl puteți cunoaște la un drum sau la un drum de seară, vine această propunere, această scrisoare, această invitație. Asta a fost la trecut, de fapt, mai bine spus, ați avut aceste reușite la trecut. Haideți să vedem în prezent ce aveți, în prezent în dragoste. Vedem în prezent ce este. Deci la trecut ați avut multe lucruri frumoase, dar ați avut și un divorț, o despărțire, o singurătate și poate o a doua căsătorie, o a doua ofertă pentru una dintre voi. A venit o altă relație cu altcineva. În dragoste vă văd aici cu o relaxare, o bucurie. Să vedem în prezent ce aveți voi în prezent în dragoste. Prima variantă. În prezent să știți că vă văd totuși, văd că aveți o problemă, aveți un ghinion, aveți o neliniște, aveți o singurătate, poate. Aici vă văd ca femeie, poate că aveți un copil, poate aveți un copil înașternut, adică aveți un copil, ați rămas cu un copil, divorțată cu un copil, sau există un tânăr care se gândește la voi, care vrea cu voi o relație, sau aveți chiar o relație, poate cu cineva mai tânăr. Vă puteți și relaxa, puteți primi niște vești, dar nu știu, nu vă simțiți prea bine sau sunt niște neliniști aici, poate niște neînțelegeri. O să vedem de ce. Totuși văd o singurătate, văd o neliniște, văd o boală, o tristețe. Cu toate că voi poate așteptați veștea de împăcare, de întâlnire sau depinde de o femeie. Văd că aveți totuși o tristețe din partea unei femei văduve. Să vedem acest tânăr. Acest tânăr are niște hotărâri sau e într-o întârziere de vești la drum. Așteptați poate în prezent să vă întâlniți cu cineva, e cineva la drum care întârzie poate să vină sau aici poate fi întârzie și din cauza unei femei care e printr-un doliu sau are o femeie, poate mama care are o greutate, o boală, poate fi, deci în dragoste păreți că aveți pe cineva, un tânăr de la drum, dar pare că e trece printr-un doliu, printr-o despărțire, printr-o văduvie sau sunteți voi în prezent totuși într-o singurătate pentru că din cauza unui tânăr care întârzie să vină să fie cu voi. Văd că aveți totuși greutatea aceasta, poate să fie și din cauza unei alte femei sau o să aflați de o femeie văduvă. Dacă sunteți voi femeie blondă, poate că voi veți afla de cineva că trece printr-o cumpănă sau să nu vă supărați, să nu apară o ceartă, o discuție. Vă vine o veste în casă de la cineva brunețel, să știți, în prezent, sau veți gândi voi un tânăr care vine acasă. Poate să fie copilul care poate, cu care ați avut o ceartă, o despărțire și acum poate apărea, văd că apare o împăcare, o dragoste, văd că cineva vine și vă cere iertare sau voi ca femeie brunetă vă văd cu cineva brunet, da? Cu un tânăr, cu o dragoste, cu o împăcare, cu o reușită. Dar totuși o singurătate, totuși există, e un cumpănă, e o durere pe sufletul vostru. Văd că nu trece această durere, mai apare și o persoană blondă, cu o veste, care o grijă, o neliniște care o aveți. Ori acest tânăr pe care voi îl aveți mai are pe cineva sau are pe cineva bolnav, ori voi sunteți într-o singurătate, într-o neliniște, mai discutați cu o prietenă, poate, care și ea este într-o singurătate, într-o neliniște. Da? Deci în prezent vă văd totuși aici cu o tristețe, cu toate că văd că cineva totuși vă iubește, e un tânăr. Acum, orică e copilul vostru, orică e un tânăr care ar vrea cu voi o relație, vrea o împăcare, dar voi totuși sunteți într-o dezamăgire. Haideți să vedem viitorul în dragoste, pentru a treia variantă, la ce vă așteptați, la ce vă puteți aștepta de acum încolo în dragoste, pentru prima variantă, piatra, inimioara verde. Da, să vedem ce poate fi în dragoste. Un dar, o vacanță poate. O
O vacanță, un drum, văd că vă duceți undeva, trebuie să luați o hotărâre. Dacă sunteți voi o femeie singură, despărțită, văduvă sau din zodie de aer, vă văd aici că faceți un drum. Un drum pentru o bucurie, pentru un chef, pentru o petrecere sau veți fi invitată undeva la drum, la un chef, la o petrecere. Da? Pare că întârzi această vacanță, această călătorie, acest drum sau această căsătorie, nouă căsătorie. Poate pentru unele dintre voi vă doriți o nouă căsătorie și ea depinde poate de voi, de ambiția voastră, de voința voastră, de niște drumuri care le faceți. Vă pot veni niște vești, niște de o căsătorie, să știți. În viitor vă puteți aștepta la o nouă căsătorie sau la un drum pe care îl veți face undeva la o petrecere unde puteți să cunoașteți pe cineva. Văd că sunt doi bărbați, poate care vor cu voi, poate o relație, poate să fie cineva din semn de foc sau semn de pământ, sau aveți de luat voi o hotărâre ca femeie. Trebuie să vă hotărâți voi să vreți să faceți un drum, să vă căsătoriți, să vă împăcați cu cineva, poate să vă cereți iertare de la cineva. Ia să vedem. Aveți pe cineva care e bolnav, poate, sau v-a adus o tristețe. Sunt niște hotărâri aici de luat, poate cu cineva brunețel. E o tânără aici care vă spune de o greutate, de o boală, de o neliniște. Veți afla niște vești. Veți avea un dar de bani, primiți o moștenire, să știți. Posibil că vă vine vreo moștenire, dar da, poate veni o moștenire sau pentru un divorț. Pentru unul dintre voi poate să fie că primiți banii de pe urma unui partaj. De pe urma unui divorț. Altele poate să, alții la alții poate să fie vorba că primiți, rămâneți văduvă și rămâne moștenirea. Posibil și acest lucru. Voi trebuie să faceți un drum. Văd că trebuie să faceți un drum pentru niște acte, pentru o casă, pentru o reușită, pentru niște vești. Veți avea reușită cu o femeie dintr-o zodie, cu o femeie mamă cu copil sau printr-un cuplu, poate vă duceți la căsătoria unui cuplu, veți fi invitate undeva la un cuplu. Văd că ca femeie brunetă veți fi cu un bărbat dintr-o zodie de aer aici, vă văd într-o hotărâre, într-o reușită, dar totuși cu o dezamăgire și din cauza unei. E o femeie din zodie de apă care vă dezamăgește pe voi. De ce? Pentru o dragoste, pentru o reușită aici. Puteți avea poate o relație cu cineva care mai are pe cineva, ori are mamă care e cam bolnavă, poate, ori că mai are pe cineva el. Deci mai are o prietenie cu o altă femeie. Nu e o persoană cu care vă căsătoriți, ci mai degrabă cu care poate veți avea o relație. Da, o gândește la drumul de seară, să aibă cu voi poate niște întâlniri, niște vizite în pragul casei, o relaxare, să zic așa, și mai este un tânăr cu care veți face cunoștință în viitor, din zodie de apă, poate fi o persoană mai tânără care și acesta vrea cu voi să se relaxeze, vrea să vă invite undeva, vrea să aibă o aventură cu voi. Deci cam asta e ceva la prima variantă. Haideți să vedem și la varianta cu inimioara roșie. Ce a fost, ce este și ce va fi trecut, prezent, viitor. Să vedem la ce vă puteți aștepta. Se grăbește la voi cineva dintr-o zodie de aer. Vedem. O greutate, o piedică, vrăji, farmece la voi. Sunt trecutul. Vedem la trecut. La trecut, eu vă văd aici la trecut că ați avut niște prietenii, niște reușite de dar, de căsătorie cu un tânăr brunețel. Dar ați avut și lacrimi din cauza unui copil sau unui tânăr mai blonduț din zodie de pământ. Aici ați avut ceartă și împăcare, poate, sau chiar căsătorie. Aici, pentru unele dintre voi, ați avut gânduri, vorbe de căsătorie, dar și de pe interes de bani. Aici văd că a fost și cineva care a fost foarte interesat de un ban, de un drum, drumuri în străinătate. Poate că ați avut dragoste în străinătate cu cineva, vești de copil aici, parcă au venit, sau ați avut la trecut aici, pare că o căsătorie, sau de recent v-ați căsătorit, poate recent ați primit propunerea în căsătorie, daruri, cadouri și poate că a apărut și copilul, poate și acest lucru, a apărut sarcina, copilul, da, poate să fie și acest lucru, sau ați avut căsătorie cu cineva din străinătate, da, ați avut la trecut, pare că ați avut reușită realizare călătorie în străinătate sau, mă rog, în călătorie de nuntă. Haideți să vedem la mai departe.
A fost puțin cam în cumpăn această căsătorie a voastră, această propunere cu niște neplăceri, cu niște discuții în casă, în dragoste cu cineva, brunet sau da, cu un tânăr sau din cauza unui tânăr. Văd că ați avut căsătorie, dacă sunteți voi această femeie și Atena, ați avut căsătorie, propunere în căsătorie, veste în căsătorie, dar și niște răutăți în căsătoria voastră, fie voi ca femeie din zodie de apă cu cineva brunețel, fie că din cauza unei alte femei. Poate să fie, ați primit niște vești, cadouri, daruri, da? Poate de la o familie, moștenire, ați făcut drumuri, pentru căsnicia voastră ați făcut drumuri, ați avut de luat niște hotărâri, poate știți, din cauza ați făcut drumul sau v-ați divorțat din cauza unui drum în străinătate sau cuiva care a plecat în străinătate, poate să fie și acest lucru, poate unele dintre voi chiar ați trecut printr-un divorț sau printr-o văduvie. Da? Sau ați pierdut pe cineva și apoi a trebuit să plecați. Aici văd că au venit niște schimbări în urma poate și a unui drum, o călătorie în străinătatea cuiva. S-au produs niște schimbări, a trebuit să luați o hotărâre, să rămâneți singură cu copiii, poate și acest lucru. Haideți să vedem și mai departe ce este în prezent, în dragoste. Vedem în prezent, pentru a doua variantă, în lunara roșie, o perioadă de relax, pare de relax, de odihnă în prezent. În prezent vă vin vești în prezent, căută cineva, poate că cineva vrea să se împace cu voi, dar apare și, poate că îi mai place să mai și chefuiască, dar apare și o neliniște, o problemă de sănătate, o grijă, poate apărea și o discuție de o căsătorie, o veste de o căsătorie, dar și niște griji legate de niște tristezi, niște bani puțini, niște pagube, să zic așa, poate și din cauza unei persoane cu haină de stat, poate pentru unele dintre voi sunteți într-o chestiune legată de un divorț, de o separare. Ați vrea împăcare, dar e ceva care nu merge, să vedem ce este. Sunt discuții de o căsătorie în prezent sau de o prietenie, cu cineva, poate cu haină de stat sau cu ochii verzi albaștri, mai poate fi sau o persoană mai blonduță. Văd că sunt multe hotărâri aici de luat. Pentru poate și legat de sănătate în prezent. Aici aveți niște probleme cu cineva care are o boală, are o greutate sau poate are o problemă, e o persoană mai rea, care vă face griji, neliniști, aveți nevoie de odihnă, de vești. Vreți să plecați într-o vacanță în prezent, poate, pentru muncă, pentru bani, poate să câștigați și niște bani. Vă vin vești de o căsătorie, să știți, o prietenie. Vă vin vești de o căsătorie. În pragul casei poate să aveți o bucurie puțin cam în cumpănă ca femeie brunetă, poate din cauza sănătății sau poate chiar legată de un copil, de nașterea unui copil. Vă vin vești de un copil care se naște, dar aici pare și cu o problemă poate de sănătate sau cineva e supărat totuși, cineva e nemulțumit. Poate apărea o gelozie. Sau în familia, pentru o căsătorie care o aveți voi, la niște evenimente pe care le aveți voi în prezent, parcă totuși cineva este într-o problemă de sănătate. Haideți să vedem în viitor, la ce vă așteptați în viitor în dragoste. La ce vă puteți aștepta, deci varianta varianta inimioarei roșii, să vedem în dragoste, în viitor, la ce vă puteți aștepta. O nouă șansă, o nouă prietenie, o nouă dragoste, o nouă relație poate apărea. Dar în cumpănă, nu știu de ce e în cumpănă. Deci eu că sunt vrăși, că sunt farmece, e o neliniște, e o greutate pe drum, pentru un drum ceva, că vă văd aici totuși într-o gelozie. Ea de-a luat o hotărâre, vă văd în lume multă. Primiți o invitație undeva să vă duceți, dar e cu greutate pentru un drum. Deci în viitor puteți să fiți invitați undeva în lume multă. Puteți avea de-a face cu, poate că aveți voi de luat o hotărâre cu o persoană dintr-o zodie de pământ. Dacă sunteți zodie de apă, vă văd cu o persoană din zodie de pământ. Poate fi o persoană și mai afemeată sau mai gelos, da? Poate o persoană și mai posesivă. Sau veți fi primi invitație să vă duceți undeva, dar poate fi cu o cumpănă. Să vedem de ce acest bărbat vă dă o veste în drumurile de zi, bărbatul blond. Vă caută poate pentru o împăcare, pentru o prietenie, vă face un dar, vă vin musafiri în casă, vă caută în pragul casei, lume multă, voi sunteți în niște evenimente,
niște invitații pe undeva, într-o petrecere, într-o relaxare, exact, de o căsătorie. Aveți în viitor, așteptați-vă la o petrecere de căsătorie. Exact. Deci voi vă vedeți, dar trebuie să gândiți mai pozitiv, mai optimist, pentru că vă văd, așteptați-vă la o căsătorie, cineva vă va cere în căsătorie. Aici văd un bărbat din zodie de apă care vă caută cu o propunere în căsătorie. Poate cineva de la drum, puteți cunoaște pe cineva de la drum, o persoană șatenă, aveți de luat niște hotărâri. Ori veți fi invitați pe undeva la vreo petrecere și acolo puteți cunoaște pe cineva, ori veți lua niște hotărâri și veți avea, sau sunteți deja într-o pregătire de nuntă, în viitor vă așteaptă această călătorie de nuntă, vă mutați poate la partener, poate să fie o astfel de situație. Deci foarte frumos la varianta a doua, vă puteți aștepta la o căsătorie. Haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu inimioara roz, să vedem la inimioara roz ce se întâmplă în următoarele la trecut, prezent, viitor, să vedem ce dezvăluie oracolul. O neliniște, o greutate, o boală, o tristețe, ceva, nu știu. Trebuie să gândiți mai pozitiv, poate. Trebuie să gândiți puțin mai pozitiv. Să gândiți mai pozitiv pentru că poate apărea o reușită. Haideți să vedem. La trecut. Inimioara roz. Să vedem cât de roz a fost pentru voi viața. Aș putea să spun că a fost roz. Văd că și voi ați avut poate de ales între doi bărbați, unul brunet și unul din zodie de aer. Unul poate chiar a avut și copil, a fost un bărbat cu bani, cu situație. Vă văd aici că ați avut niște nou, ați făcut poate chiar o nouă cunoștință de curând, poate ați avut de-a face și cu un bărbat puțin mai gelos, mai nervos, ați avut de-a face și cu un bărbat, sau chiar o relație cu cineva de la servici. Vă văd aici că ați făcut niște drumuri, niște ieșiri, niște cunoștințe, sau ați avut bărbat din, de ales între doi bărbați, sau ați avut și soț și amant, foarte posibil și acest lucru, și a fost aici poate și așa o dragoste cu năbădăi în trecut. Deci vă văd că ați avut vești, drumuri, ați făcut drumuri, întâlniri. Temeiul poate a fost chiar cu cineva din zodie de apă sau v-a gândit la temei, dar cu care ați avut poate și lacrimi, supărare, îndoieli de dar, discuții, hotărâri, chiar poate despărțire, divorț aici. A fost, da, cu boală, cu greutate, cu neliniște, prin oameni cu funcție. Aici o familie, voi ca bărbat din zodie de aer, vă văd cu o femeie brunetă, cu vești, cu niște întâlniri, cu niște daruri, sau voi ca femeie ați primit darul de la un bărbat, sau ați rămas cu bani puțini în urma divorțului, spre exemplu, mai poate fi, ați avut bucurii prietenii cu o femeie șatenă, cu o femeie, voi v-ați rămas cu niște discuții, cu niște prietenii, cu niște femei, sau cu copii, poate la drum, cu vești, cu vorbe bune, cu bănuți mai puțin sau cu niște întâlniri. Da, ați avut, ați rămas cu reușite care v-ați divorțat, care sunteți căsătorite, poate că aveți multe prietene, poate nu, sau dacă nu sunteți căsătorite, aveți multe prietene cu care ieșiți, discutați, vă întâlniți, aveți bucurii. Haideți să vedem și în prezent la ce vă puteți aștepta sau ce aveți în prezent, inimioara roz, să vedem care este prezentul la inimioara roz, vedem care sunt reușitele. Wow, în prezent puțin cam încumpănă bucuriile pentru un dar, din cauza unui dar, da? Sau poate pe sănătate, să vedem, din cauza unor vești. Vă vin vești, aveți niște vești, văd ca bărbat brunet vă caută cineva, bărbat brunet, bărbat din zodie de pământ, pot fi aici așa, aici și un tânăr, și un tânăr. Aveți poate o hărțuială aici, o persoane care vor să se distreze, să se relaxeze, vă vin niște vești, vă caută niște persoane, văd niște persoane de gen masculin aici, că vă caută dacă voi sunteți femei, iar dacă sunteți bărbat, poate că aveți niște întâlniri, discuții cu niște bărbați ca să vă întâlniți. Dar dacă sunteți femeie, posibil să aveți niște neplăceri pe sănătate sau din cauza unor hărțuieli, unor persoane care vor cu voi să aibă aventuri, să aibă așternut, au niște interese, vor să vă propună. Este un bărbat care vrea să vă propună o întâlnire sentimentală, o prietenie, un bărbat dintr-o zodie de pământ, văd aici, sau un bărbat mai blond. Bucurie în cumpănă, într-adevăr, vă trebuie poate mai multe, trebuie să aici, sau căsnicia în cumpănă, cumva, cu o tristețe, cu o
Poate și din cauza unui bărbat gelos sau mai rău, sau din cauza așa unei familii. Da, apar aici bucuriile încumpănă pe așternut, neînțelegeri pe așternut, poate și din cauza, poate fi și o văduvie, poate fi și un divorț în prezent, sunteți într-o discuție, hotărâri de divorț sau într-o singurătate și din cauza faptului că sunteți singură, sunteți cam hărțuită. Aveți niște vești bucurii, prietenie cu o femeie dintr-o zodie de apă. Discuții, hotărâri sunt aici de ieșit pe undeva. E cineva care vrea să vă propună o relație, cineva, un bărbat dintr-o zodie de pământ, vă, sau blânduț. Sunt discuții de drumuri aici. Chiar vă pot veni musafiri în casă. Această persoană vă poate veni în casă. Vă poate propune o căsătorie în casă. Vă poate propune, puteți avea o șansă să faceți o relație cu cineva dintr-o zodie de pământ, pare aici la voi, dar aveți îndoieli, parcă. Nu știți ce să faceți. Ori sunteți într-o relație de căsătorie cu un bărbat deja și ați trecut de un divorț, de o despărțire sau ați trecut de o criză în căsnicie și puteți să vă împăcați, ori apare o altă șansă, o altă căsnicie, o altă relație cu cineva. După ce voi sunteți deja acum într-o despărțire, divorț deja de curând, apare altcineva. Haideți să vedem în viitor ce veți avea în viitor. Care apare, ce persoană apare sau ce se întâmplă în dragoste pentru inimioara roz în viitor, să vedem cât de roz este viitorul. Un dar, o femeie brunetă cu un dar. Sau țineți, vreți o afacere, vreți un bani, vreți un câștig ca femeie brunetă sau apare o femeie brunetă cu bani. E o cumpănă aici pe sănătate, vin niște vești. Văd aici un cuplu care vrea să vă facă cunoștință poate cu cineva, dar aflați de cineva bolnav, e o hărțuială. Ca femeie aici vă văd singură, vă văd într-un divorț, vă văd într-o boală, într-o greutate, într-o hărțuială, într-o neliniște de vești și din cauza unui copil poate și din cauza unor bărbați, aici mai tine, unul mai tânăr și mai mulți, sunt niște hotărâri de luat poate cu un tânăr aici care poate duce către despărțire, către divorț sau pe o sarcină. Atenție, dacă aveți copil, sunteți însărcinate, să nu aveți o problemă pe o sarcină. Aici o problemă de sănătate. Ia să vedem. Voi aveți bucurii în căsnicie în viitor. Puteți avea bucurii în căsnicie, să știți, în viitor, de la drum lung, pentru un drum lung. Poate fi cu cineva brunet. Deci ca zodie de aer, cu un bărbat dintr-o zodie de foc. Vă văd aici într-un cuplu care sunteți în casă. Poate voi sunteți o femeie însărcinată acum și puteți da naștere unui copil. Sunteți cu soțul și puteți face un drum lung. Sau dacă sunteți singure, puteți să plecați la drum să vă căsătoriți cu un bărbat brunet. Vă văd că aveți reușită căsătorie cu un bărbat brunet. Cu dar, dar acest dar, atenție pe sănătate, că poate fi cu o problemă de sănătate, poate fi cu... Aveți nevoie să o să aflați și de cineva de la drum care poate are vă caută cineva sau vă invită cineva la un drum. Lume multă, da, aveți niște petreceri, să știți, așteptați-vă la niște petreceri, dar o să vă și supărați din cauza unei gelozii, unor răutăți sau unor persoane care vă invidiază, vă gelozesc. Aveți pe cineva care vă gelozește, totuși vă supără cu ceva. Aflați de cineva bolnav, poate, sau... Deci vă văd în viitor că pentru voi care sunteți din zodie de aer, puteți să vă căsătoriți, sau o familie, femeie din zodie de aer cu un bărbat brunet, vă invită undeva, vă face cunoștință cu cineva, dar puteți să aveți de-a face cu o persoană care poate are un viciu sau care poate e foarte gelos, posesiv și vă poate necăji. Deci dacă sunteți necăsătorite, poate apărea o căsătorie, dar ca femeie din zodie de aer sau ca femeie divorțată, singură, despărțită, veți cunoaște sau sunteți deja într-o relație și vă puteți căsători, dar mai târziu, din cauza unui alt bărbat, afemeiat, sau din cauza unor bârfe pentru o relație, o relaxare, o întâlnire cu un bărbat, apar îndoiele, apar gelozii și poate apărea chiar și o despărțire. Cam asta e ce pot, sau o ceartă. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă pentru trecut, prezent, viitor, pentru dragoste. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri cu cărțile de oracol pentru dragoste, trecut, prezent, viitor. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați videourile mele. Vă mulțumesc pentru aprecieri și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!